Locuitorii din Mihail Cogălnicianu vor beneficia foarte curând de o zonă de agrement la cele mai înalte standarde. Autoritățile locale au demarat un proiect prin care se dorește transformarea centrului localității într-o piațetă, unde se vor putea desfășura diferite activități și evenimente. A avut înainte destinație de parcare, însă acum va fi un loc amenajat pentru festivități, pentru promenadă, loc de promenadă, loc de spectacole. Vor avea loc festivități de care vor beneficia locuitorii comunei. Sperăm ca acest lucru să aducă încântare fiecărui locuitor al comunei Mihail Cogălnicianu și nu numai atât, o bucurie sufletească pentru că ceva se schimbă pentru locuitorii acestei comune. Întreaga zonă a fost deja acoperită cu pavaj rustic. O parte din mobilierul urban a fost montat, urmând ca foarte curând să fie amenajată și o fântână arteziană. Proiectul cuprinde de asemenea și montarea de iluminat public modern cu eficiență energetică, iar întreaga platformă va beneficia de un sistem de drenare a apelor. Locuitorii comunei nu pot să se arate decât mulțumiți de transformarea radicală a zonei. Într-adevăr, înainte era numai grup, numai băltoace. Acum, într-adevăr, au făcut ceva frumos pentru comună, un loc de joacă pentru copii și suntem bucuroși. E foarte frumos, ne place și să facă în continuare și în alte părți. Accesul autoturismelor va fi restricționat în zonă pentru ca locuitorii să se poată bucura de o plimbare relaxantă. Autoritățile locale estimează că întreaga lucrare va fi terminată în aproximativ 10 zile.